Bună, dragii mei, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. După cum bine puteți vedea, nici nu s-a luminat bine de ziua și noi suntem deja pe picior de plecare. Suntem chiar în întârziere pentru că am avut foarte multe lucruri de făcut. Ei bine, astăzi, nu o să vă vină să credeți ce o să vă zic în secundele ce urmează, merg la muncă cu soțul meu, m-a luat la muncă. A venit ziua în care soțul meu mi-a propus să merg la muncă cu el. Și nu așa oricum. Pe post de angajat. Eu sunt șoferul companiei, dragii mei. O să dau proba, cum s-ar spune, să vedem dacă o să fiu acceptată. Iar după această săptămână, pentru că e o săptămână de muncă, nu este o zi de muncă, după această săptămână aștept să văd ce salariu primesc. Nu? De probă sau nu, trebuie să primesc niște bănuți, pentru că eu am să conduc ore în șir, pentru că o să mergem la munte, la Whistler, și în acest videoclip o să vă arăt peisajele și cazarea. Abia aștept să vă prezint viloul uriaș în care o să ne răsfățăm cu toții. Sunt foarte încântată, sunt foarte, foarte încântată. Sper ca echipa să mă accepte și să mă primească cu brațele deschise, pentru că parcă mi-ar surâde ideea să muncesc. Sunt încă în extaz, așa, pentru că este pentru prima dată când se întâmplă asta, pentru prima dată când merg la muncă, și faptul că a venit propunerea de la soțul meu mi se pare super, super interesant. Sunt tare curioasă dacă pe voi, soții voștri, v-au luat cu ei la muncă. Nu să vă trimite la muncă, să vă ia cu ei, pentru că eu merg cu el. Înțelegeți care este ideea? Ei bine, dragii mei, haideți cu mine. O să vă arăt peisajele, așa cum v-am spus, pe parcursul călătoriei. Și astăzi, fiind ziua 1, rămâne să vă prezint locul în care o să ne cazăm pentru o săptămână și drumul. O să fie un drum destul de lung, așa că urmăriți-mă! Uitați-vă și voi cât de multă ceață este pe autostradă. Incredibil! Incredibil! Avem mașina plină și de oameni și de ustensile. Și am pornit! Și de maimuți! Trafic de Vancouver! Asta e autostrada cu 5 benzi. La 7 dimineața. Oh, oh. Oh, oh, cu 20 km. Hai, fix acum, să vă arăt și vouă să am mărit viteza. Da, început să ne mișcăm. Avem 3 viteze, încet, pe loc și deloc. Și care ne-a mișcat dimineața? Sus, jos, stânga, dreapta, față, spate. O să luminezi. Când dă lumina? Glumă de Brela. La glumile astea nu rupi orice. Doar aia care știu, săraci. Îmi plac glumele mele. Da, tu și cu Băsescu. Ceva. Da, totul pentru urmăritorii mei. Să vă prind eu că nu vă abonați canalului meu de YouTube. Dați like și share acolo. Da, mai mult. Zile 7, că sigur, aud. Dar zile la urechi, zile la urechi. Abonați-vă, dați like și share, că vin după voi din Canada, vin după voi înapoi, da, România. Cum să nu? Treaba voastră.
datorie. Stai depășită. Te faci de râs. Ia arată ce motor ai tu la mașină. Îți place la volan până? Mașina asta este ca și lungime, exact ca și mașina mea, deci nu am probleme. Mi-a fost un pic greu să mă acomodez că mare majoritatea mașinilor aici sunt automate și eu sunt fan manuală. Da, e ok. Pe viitor o să cumpăr manuală, eu vreau să simt mașina. Ei, n-am ca să vezi. Și ce aur găsește, îl păstrezi. Incredibil, vorbești serios? Da, da. Bine, dar găsește, dai seama. Da. Atât, interesant. Uite aici, pe dreapta, o să vezi. Deci. Uite, văd un muzeu. Asta, Britania, aici muzeu. Aici vezi, stau mai camionul aici. Uite, îl vezi pe ăla cu galben aici? Mhm. Asta e camionul. Aici, uite, l-am podobit. Și aici, în spate, e mina. Da. Tu ai fost să vizitezi mina aia? Nu. O să mergem împreună. Să căutăm aur. Mergem. Deci, căutătorii de aur. Super, super tare. Nu m-am auzit pe filmarea trecută, dar zic acum că dacă merg la mine, așa, pur și cu, da, eu îmi iau târnăcoa.
noi și cu piticii lui Alba ca zăpada, ce o să fie multă lumea cu apii. Mi-a zis că tot ce cu... găsesc e al meu. E, păi da, eu mă duc acolo, pus pe treabă. Nu-i seama, ne luăm și aurul din vitrină dacă au noi probleme. Da, bineînțeles, ai zis că tot ce găsesc, pus eu acasă. Exprimă-te coerent, domnule. Exact, păi. Și acolo se vede Squamish. Așa se numește Squamish Downtown. Exact. Puțin mai în față, da. Ia să vedem care mai am o întrebare capcană pentru tine. Da. După ce o să văd eu telecondurile alea. Ce suntem aici? La emisiunea întrebări capcane? Ce suntem aici? 30 de întrebări cu Angelica. Atenție! Urmează întrebarea. Ați făcut căcuța astăzi? Sfântania pământului. Deci nu pot să cred. Sfântania. Te-am anunțat că urmează întrebare. Și aici urmează gondola. Ne blochează asta și nu mai vezi de gondola nicio. Ce? Vezi că ăsta se mișcă din față? Aici e gondola. Deci tot mai sus acolo și până mai sus. Am văzut. Da. Ia, acum întrebare. Cât de mult durează excursia cu telegondola? Nu știu, cred că vreo 20 de minute. E ok. Pentru că eu am rău din înălțime, de asta te întreb. Da, nu e scala din România. E mai ok. Cazinoul la Squamish. Unde merge? Efectiv, ăsta a fost primul semn de circulație pe care l-am văzut în Canada și mi-am dat seama că românii sunt pretutindeni, pe cuvântul meu. Dar la indicator. Și ce am zis? Semne de la Dumnezeu. Aici sunt indicatoare. Ține banda din dreapta. La mamut sau? Dacă vrei. Și las-o în 60 aici. Aici, dacă ai venit la munte și ai prea mulți bani, te oprești aici. La casino. Bingo, slots. Te aranjează ei. Și te întorci acasă? La jumătatea drumului. Strategic aici. Da, cum? Șmecherii. E, și mai zici că numai noi le avem pe ale noastre. Ia uite și pe ăștia. Să nu mai zic că la magazine pun dulciurile. Băi, o fac mai ciudată. Le pun acolo în față, fix înainte să ieși și fix pe alea. Știi cum? Deci efectiv la sigură apa. Alea mai scumpi, mai buni, mai... Alea, deci dulci-dulci, da. Și alea care sunt așa să... sare de la mâini. Da, dar deja, sour, da. Deja eu am gura. Nu știu de voi, dar eu e cascat la mine. Azi mai mult. Cum e drumul până acum? A ieșit soarele din nori. Viața mea. Ce înseamnă prea mult Red Bull de dimineață? Grea e viața. Munca e grea. Nu mă așteptam să fie așa de complicat. Țara. Ce viață chinuit. Condiții vitregii. Totul la maxim. Dar înseamnă, n-avem banii, da? Da. Treacă, merg. Ce viață chinuit. Munca e greu. Nu știu să fac. Pot la ea pe aici.
șosele aici aia. Da, mă, și la noi arată la fel. Da, mă, noi arată mai bine. Voi ce ziceți? Eu țin cu țara noastră. Da, și eu. Frumos. Frumos aici, nu mai bine. Aproape am ajuns. Peisaje destea frumoase. Trebuie să recunosc, la început am zis că am ajuns în iad. Dar știi cum este? Începe să-ți placă în cazanul cu zmoală. După ce te obișnuiești cu căldura. M-au ispitit peisajele. Cumpărat. Sunt foarte, foarte curioasă să le încerc. Totul arăta bine. Eu am să vă pun imagini din vitrină să vedeți ce bunătăți aveau. Am ales să mergem la Cafenea. Este un restaurant imens, un complex imens de altfel și foarte, foarte frumos. O să ne mai plimbăm pe aici. O să ne savurăm deserturile și mai apoi o iau cu mine prin împrejurim. Câteva minute, 2-3 minute. Așa că rămâneți aproape. Vă vine să credeți sau nu, așa arăta ieșirea din Cafenea. Hotelul ăsta mi-amintește de Marriott, însă la o scară mult mai mare. Deci nu-mi vine să cred că într-un sfârșit am găsit hăinuțe din blană, naturală, le recunosc de la 10 km, recunosc blană naturală, doamne, din avion. Ah, nu prea-mi plac modelele.
drăguță, dar nu-mi place culoarea. Și da, într-adevăr, uite, exact genul ăsta de pălării sunt preferatele mele. Vai, deci cât îmi place această geacă animal print. Și asta e superbă, va. Asta e ce-mi doresc de Crăciun. Divin. Divin. Vai. Doamne, și cât de multe frumuseți. Bineînțeles că în momentul în care am văzut că magazinul era deschis, nu m-am putut abține și m-am năpustit înăuntru. Totul era la superlativ. Divin! Numai o persoană care este înnebunită realmente de blana naturală mă poate înțelege cu adevărat. Efectiv, sunt în extaz. Deci eu nu m-am așteptat să găsesc blănuri naturale aici, pentru că eu n-am văzut pe nimeni purtând așa ceva și toată lumea mi-a admirat gecile. Sunt în delir. Efectiv, au de toate, de la încălțări, la genți, la geci, bineînțeles, căciuli, până și urechi, fular cu blană naturală, de toate. Vai de mine, e șarfă din blană naturală. De toate. Au de toate. Mănuși din blană naturală. Tot ce vrei și ce nu vrei. Mi se pare incredibil. Bandană din blană naturală. Divin. Și bineînțeles, din piele naturală. Superb. Mergem la schi? Haideți cu mine. Sunt așa de fericită că am văzut geanta aia. Doamne, este tot ce mi-am dorit vreodată, desprinsă din visele mele, pe cuvântul meu. Vină! Ia să mă, ți-a un schid de ăla să-l dai în spinare? Nu, dar cel mai mult îmi doresc geanta aia din blană naturală. În momentul în care o să ne întoarcem după geantă, o să-mi iau și niște urechi de-astea din blană naturală. Urechi, da? Da. Ți-ai urechi de blană? Și vreau să-mi iau și o pereche de cizme, că am văzut acolo, blană aici naturală, așa ceva. Deci când mi-au văzut piesele, știu că UGG-urile mele din blană de urs sunt ceva special, pentru că au fost ediție limitată și așa ceva nu mai găsești nicăieri. Găsești cu jumătate de blană, mă rog, blană de aici, dar nu tot, toată... Gata, nu te duci mai acolo, că să ne alunecăm. Încălțămintea. Hai că am urcat aici la părtia de schi. Aici e jos o părtie, cum ar veni. Superb. Efectiv este superb. Uite, de acolo poți să iei gondola și te duci tot mai sus cu schiurile și cobori, ca la noi, în România. Da. Bim. Superb aici! Este Chivador, magazinul meu preferat ăsta aici. Cum la nimeret. Hai, neapăr obinii. Zici că sunt în orășelul Moș Crăciun. Mai treceți pe la noi. De Crăciun, alea de ne uităm în fiecare an la ele. Super! Tot e super! Cred că seara mai se apre și luminițe frumoase pe aici. Magazin, aici e magazin cu articole de schi. Extraordinar! Și văd că are sale. Uite, și-au parcat aia snowboard-ul. Aia sunt parcate și oamenii sunt înăuntru la catenea. Super! Da? Nu e rău, da, e. Hai, acolo neapăr e bine. Da. Deci n-ai cum să te plictisești la munte.
Da. Concluzie. Cel puțin nu aici. Cel puțin nu aici. Corect. Hai să mergem. Hai la așa. Muncă. Da. La plimbare. Hai la muncă să muncim, dar Doamne să-l găsim. Dragii mei, și aceasta este vila în care noi vom locui 5 zile. Este extrem, extrem de mare. Și haideți înăuntru. Haideți înăuntru. Ok. Dar înainte de asta vreau să vă arăt cât spațiu de parcare are. Asta pentru că are și foarte multe camere, deci clar aici nu se cazează așa un cuplu. Se cazează mult mai multe persoane. Am preferat să pun valiza astfel încât să blocheze închiderea ușii. Asta pentru că este o ușă care are un cod. Cod special pe care îl tastezi. Și în felul acesta ușa se deschide. Noi o vom închide acum. Așa se prezintă vila la intrare. Ok, e un holișor care dă în mai multe camere. O să mergem către dreapta. Vedem aici o canapea și geamul acesta oferă o priveliște superbisimă. Văd acum și o masă unde poți mânca în aer liber, dar asta cred că pe timpul verii, nici de cum acum. Ce e asta? Ușă secretă! Oh! Oh my God! Foarte tare! Este un spațiu de depozitare al lucrurilor și ia uitați-vă câte prosopele avem! Avem și ceva soluții de curățat pentru bebe. Wow! Și aici sunt umerașele unde... Umerașe, cuiere, Doamne! Sunt obosită de pe drum. Unde o să ne punem noi gecuțele. Prima cameră, numărul 6. Am început cu numărul 6. Ok. Un pat uriaș. Foarte frumos de altfel. Aceste ferestre mari. Oh! Un fotoliu divin. Bineînțeles că... Vai! Vai! Din camera asta vezi exact ce se întâmplă afară. O priveliște deosebită. Foarte frumos designul. Îmi place foarte mult. O oglindă. Hai să mă vedeți și pe mine. Sunt obosită, recunosc. Am condus destul de mult. Mi-a fost greu să ajung aici ulterior. Ok. Aici avem dressing-ul. Un dressing mare. Și uite că avem și ceva umerașe. Eu mi-am luat cu mine umerașe pentru că nu știam dacă o să găsesc. Nu știu ce e ăla. Uscător ceva? Bar n-am. Ia să-mi spuneți dacă știți voi ce este ăsta. Eu nu știu. Nici nu-mi bag urechile. Acum facem turul casei. Oh, noptiere suspendate. Hai să deschidem. Spațioase. Ok. Iar aici este baia. Ne întâmpină un tablou superbisim. Cu maci. Sunt maci? Macii de regulă sunt roșii, da. Ce flori? Lalele! Cred că sunt lalele! Vai, ghiuveta e imensă! Imensă! Geam care să aerisească. Niște stufăriși. Ok! Ok! Iar aici avem toaleta. Frumos! Ia uitați-vă cum au împăturit ei hârtia igienică. Incredibil! Incredibil! Și dușul! Unde ne-au fost oferite, cred că un săpun, un... Ia să vedem. Ce să le luăm noi la ghici? Deschidem și ne băgăm nasul. Ia. Ce e asta? Șampon? Oh, de la L'Occitane, nu așa oricum.
Și avem și condiționer foarte tare. Foarte tare. Le punem așa cum le-am găsit. Nu o să știe nimeni că am fost aici. Ok? Hai să vă arăt dușul. Spațiul e cam micuț. Ok. E mare. Mare. Oh, și uite, pe ușă avem și agățătoare. Hai, următoarea cameră, următoarea descoperire. Să vedem. V-am arătat canapeluța aceasta micuță. Oh my god! Aici o să fie spațiul meu de filmare. Clar, am nevoie de un scaun aici. Și acesta o să fie locul meu, pentru că este foarte, foarte luminat și îmi place mult. Dar, uite că mai văd acolo o oglindă superbă, unde la fel mă pot machia. Sunt în șosete, bineînțeles. Ia să vedem ce avem noi aici. Mașina de spălat și uscător, cu siguranță. De la ce brand? De la Samsung. Păi ne jucăm noi? Nu ne jucăm. Și aici ce este? Văd un duș. E un duș. Și e vreo cameră pe aici? Stați așa, înainte să mergem la cameră. Am văzut un fier de călcat. Am văzut aici și detergent. Deci noi avem toate condițiile. Plus mătură, mop și acestea sunt pentru haine. Plus două prosopele. Aici e vreo cameră? Nu. Oh! Ok! Ok, m-am speriat. Avem o baie. Încă o baie. Bun. La fel, hârtia igienică așezată într-un mare, mare fel. Și ce-i cu ușa asta aici? Șt. You will wake the neighbors. Quiet place. After 10 p.m. Thank you for your consideration. Resort municipally. Ok. Deci asta înseamnă că este o ușă unde noi nu avem acces. Hai să plecăm. Să plecăm și să facem liniște. Bun. Și ușa aceasta văd că este închisă. N-avem voie nici acolo. Iar aici este o cameră. Să aprindem lumina. Camera numărul 4. Ok, am intrat. Văd aici... Wow, are și noptiere suspendate, dar are și un dulăpior. Zici că sunt două dulăpioare, unul peste altul, dar de fapt și de drept e numai unul, nu? Ia. Nu știu, nu-mi dau seama. Pare a fi numai unul. Bun. Hai să vă arăt patul. Ok, atât de mare. Doamne! Nu pot să-l cuprind. Noptiere suspendate pe negru. Și un tablou. O să trebuiască să merg eu așa, să vă arăt tabloul, să-l vedeți mai bine. Îmi place mult și corpul acesta de iluminat. Ce e asta aici? O nouă ușă. Dressingul. Imens. Imens. Din nou obiectul pe care nu îl cunosc. Misterios. Ia să vedem de unde se aprinde la... Ok! Baia este mare. Mare. Cu duș. Din nou duș. Aici avem săpunelul. Dar mai avem încă unul și acolo. Mi se pare mie sau sunt alte tipuri de șampon și condiționer? Cred că doar mi se pare. Sunt curioasă ce se află aici. Ia să vedem. Doamne, ca filmele de groază, nu te duce la subsol și tu te duci. Văd și un exit.
Doamne, de aici este întuneric. Îmi curge și nasul. E o ușă. Doamne, eu nu intru aici. Ferească Sfântul. Ferească Sfântul, nu intru. Îmi mai încerc norocul odată, dar de data asta vin cu blițul pornit. Oh! Oh! Ce e aici? Oh my God! E o cămară! O ascunzătoare! Wow! E ca filmele alea horror! Ok! Și aici? Oare avem voie? Oh! Nu cred! Am nimerit în... Oh my God! Să nu se închidă! Să nu se închidă! Am nimerit în garaj! Nu cred așa ceva! Masă de ping-pong, biciclete, cutii de depozitare... Sanie, wow! Nu cred! Wow! Cât de tare! Trebuie să țin ușa să nu cumva să se închidă. Pentru că dacă s-a închis, nu știu ce mă fac. Wow! Wow! Cât de tare este! Nu cred! Nu cred, îmi pare rău că nu pot să văd exact ce se află prin sertare, dar până la urmă e un garaj de lângă ușa. Doamne, cât de tare e! Ok, am închis lumina aici. Bun! Wow! Sunt super excited, nu pot să cred, nu pot să cred! Continuăm! Continuăm următoarea cameră. Nu îmi vine să cred cât de interesantă este această casă imensă. Vai, cât îmi place tabloul! Vai, cât îmi place tabloul! Acesta e patul. Frumos! Aici avem stender. Un stender ca să nu mai cumpere dulăpior, dressing. Și văd că nu mai avem noptiere suspendate, avem noptiere normale. Deci, de unde se aprinde? A! Și ce e asta? Ok. Ventilatorul. Și aici se oprește? Da. Am rezolvat-o și pe asta. Foarte frumos tabloul. Baia este mult mai mică decât celelalte băi. Nu este una dintre camerele mele favorite. Ia să ne uităm la priveliște. Ia să vedem. Ce avem noi aici? Am lăsat blițul pornit. Brazi, zăpadă. Nu avem o priveliște demnă de invidiat. Am să opresc blițul și continuăm turul casei. Avem de urcat? Urcăm la etaj. Ok. Din nou un exit. Ce este asta, exit? E o ieșire? Aici avem un birou. Oh, un birou unde poți să te relaxezi liniștit sau să lucrezi. Să lucrezi mai degrabă. Iar aici avem o bifurcație, două camere una lângă cealaltă. Aude vecinul fiecare zgomot pe care îl faci. Patul din lemn mare ca și celelalte, dar nu-mi place. Aici e mai rustic. Nu e chiar genul meu. Ok. Priveliștea e superbă. Mult mai frumoasă decât... Ia să vedem. Am ieșit, avem balcon. Wow! Divin! Divin! Baia. Haideți să vă arăt baia. Dar înainte de asta, ușa secretă. Dressing.
pariez că avem ventilator. Avem ventilator și aici ce este sus? Nu-mi dau seama. Este o plapumă ceva? Moale și pufoasă. Interesting. Spre deosebire de celelalte, aici avem ventilator. Bun. Am deschis lumina. Baia este mare. Mult, mult mai mare. Și avem cadă. Da, cada e super mică. Vai, dar ce mică e. Ce să facem cada asta? Asta e cadă de bebeluș. Nu știu dacă vă dați seama cât de mică e. E foarte mică. Vai, nu-mi place. N-a fost gândită bine. Hello, hello. Ok, haideți să vedem următoarea cameră. Nu știu câte mai sunt. E camera numărul 1. Ok. Aici avem camera numărul 2. Și înseamnă că sunt 6 camere, nu? 6? Ok, ia să vedem patul acesta. Ce e cu scaunul ăsta aici? Ce e cu scaunul ăsta aici? Pe ăsta o să-l iau și o să-l duc jos. Nu se știe nimeni că a fost aici. Și din nou priveliște. Este același balcon pe care vi l-am prezentat. Sunt conectate. Noptiere normale. Aici, ia să vedem. Sunt curioasă ce e aici. Oh! Un ventilator. Și o păturică! O păturică! Înseamnă că noi nu avem plapumă, nu? Doar cu cearșaful. Te învelești. Sper că nu v-am amețit. Ia să vedem de unde se aprinde lumina. Pam! Pararam! Vreau să prind tabloul, dar baia e atât de mică încât... Ok. Și în partea asta avem... Hei! Avem chiuveta și dușul. Deci avem până acum o singură cameră cu cadă. Restul au duș. Bun. Înseamnă că aici am fost. Mai este o parte. Ia să vedem noi. Ce și cum. Ok. Hello. Hello. Am luat la cotrobăită toată casa. Wow. Oh my God. Oh my God. Ce e asta? Vai. Vai de mine, e superb. Incredibil. Incredibil. Aici este bucătărie. Oh, și încă mai e. Bucătăria și livingul. Vai de mine, cât de frumos este! Cât de frumos este! Incredibil! Incredibil! Și mai avem o masă de lemn, asemănătoare cu cea de, cu cea de afară. Ok. Mai avem aici un tablou superb. Ia uite ce oglindă uriașă! Ador! Vai! Vai! Ce sunt astea? Ce sunt astea? Zici că sunt niște baloane? Wow! Efectiv! Sunt uimită și avem și o plantă divină. Vai, deși cât îmi place! Ador! Avem și un expresor. Acesta cred că e fierbător. Bun. Și ia să vedem ce avem noi pe aici. Deschidem fiecare dulap în parte. Avem scămoșare, cum le zic eu.
mingi pentru masa de ping pong, telecomenzi. Ce sunt astea? Nu știu la ce folosesc. Iar aici cred că sunt instrucțiunile de utilizare a tuturor echipamentelor din bucătărie. Continuăm. Wow! Oh my God! Oh my God! And ta-da! Oh my God, cât de cute! Deci nu cred! Hai să vedem și în partea asta. Hai să vedem și aici. Oh my God! Oh my God! Și... ta-da! Super! Ia să vedem sertarele. Vai! Cât de frumos! Cât de frumos! Nu cred. Avem aici un prelungitor. Ăsta mă ajută pe mine mult, că am și ringul la mine. Iar aici... wow! Alte ustensile de bucătărit. Încă alte ustensile de bucătărit. Ia uite, acolo văd niște boluri. Cred că alea sunt pentru ceva cookies, pentru masă. Văd și niște lumânări. Ia să continuăm. Mașina de spălat vase. Upsi, a curs detergentul. Nu cred că și-au dat seama. Ok. Aici avem produse pentru spălat vase. Super. Și aici o altă mașină de spălat vase, unde la fel detergentul s-a scurs un pic. Iar aici avem și un cadou. Whistler Platinum. Vai! Welcome home! Thank you for choosing to stay with us during your time in Whistler. Please enjoy this gift while you settle in. If there is anything we can help with during your stay, please let us know. Warm regards, the team at Whistler Platinum. E o sticlă de ceva, hai să vedem. Hai să ne băgăm urechile. Ok. Oh, ce e asta? E vin? Continuăm să scotocim pe aici, să vedem ce și cum. Avem ceva în frigider? No. Frigiderul este, cum s-ar zice la noi în România, sexy. Nu avem nimic în frigider, dar avem un frigider imens. Ia să vedem, să nu cumva să fie ceva și noi să spunem că nu e. No. Astea sunt pentru gheață. Ok. Nu avem nimic. Dar mai sunt niște dulapuri aici pe care vreau să... oh! Oh, oh, oh! Lucruri! Lucruri, lucrușoare! Ia să vedem și aici. Aici nu-mi dau seama. Ok. Alte lucruri. Nu ne mai băgăm nasul. Ce avem aici? Nimic. Îmi bătea soarele în ochi și nu vedeam. Nu vedeam nimic. Ia să vedem. Aici avem alte ustensile de bucătărie la care eu nu mă pricep. A, văd acolo fund. Ăla îl cunosc. Restul nu. Dita mai ghiuveta. Dita mai ghiuveta. Avem și detergent de vase, avem și prosopele, avem și hârtie, avem și o priveliște superbisimă. Ok. Alte dulapuri aprovizionate așa cum trebuie, de altfel. Divin.
Divin. Iar aici oale, tigăi, cratiți și așa mai departe. Cratițe. Multe, multe cuțite. Ia să vedem. Ia să vedem. Ăsta e pentru prăjituri. Cred că se pot face mai multe lucruri cu el, dar mă rog. Ceva condimente. Uite și aragazul frumos și imens. Mai avem 3 sertărașe. Sunt tare curioasă ce o să descoper în ele. Multe, multe ustensile. Continuăm. Alte ustensile. Și... tigăi! Iar aici avem un toaster. Mai pe românește, un prăjitor de pâine și alte dulapuri, de data aceasta, goale. Ei, ce mai voiam? Nu e suficient câte avem pe aici? Aici avem un colțișor de relaxare. Superb, superb. Canapeluță frumoasă și priveliște la fel de frumoasă. Super. Da, n-am ce să zic, chiar sunt sunt extrem, extrem de uimită de ce am găsit aici. Îmi place foarte mult. Încă o canapea, văd acolo și o păturică. Avem aici și un șemineu. Nu știu dacă este doar așa de formă sau dacă funcționează. Văd acolo niște cabluri, deci s-ar putea să fie... nu, cablurile sunt de la veioză. Avem și un televizor uriaș în care mă văd, zici că este oglindă. Și alte tablouri foarte frumoase. Continuăm, pentru că am văzut aici o cameră, cutii de depozitare, niște containere. Avem și aspirator. Ce aspirator interesant. Și aici avem camere. Camera numărul 7, deci avem mai mult de 6 camere. Ok, baia. Baia. Micuță, medie aș zice. Am văzut baie și mai mică, mai jos. Drăguță. Chiar e drăguță. Cu duș. Da, am mai văzut. Nimic spectaculos. Hai să vedem camera. Ok. Aceasta este camera. Tablou mare pe perete. Patul frumos. Frumos. Nimic spectaculos. Frumos. Avem aici un dressing. Cred că asta e camera mea. La cât am mai dressingul este? Oh my god. Ia uitați-l. Vai, cât de mare e. E uriaș. Pe cuvânt, e uriaș. Încă o cameră. Aici avem camera numărul 8. Câte camere mai sunt? Doamne, Dumnezeule. Dumnezeule. Baia. Baia medie, ghiuveta mare, îmi place asta, chiar îmi place mult. Avem toaletă, dușul este mare. Ia să văd. Eu n-aș alege, camera cu cadă, pentru că nu mi-a plăcut. Aici avem niște hârtie igienică, văd un feon, văd niște prosopele. Da? Super. Upsi, dupsi. Ok. Bun. Și camera. Dar mai întâi de toate dressingul. Mare. E mare. Bun. Și camera. Vai, camera asta îmi place mult. Camera asta îmi place cel mai mult. Pe cuvânt. Nu știu chiar e exact ce aș vrea eu. Asta e camera pe care mi-aș dori-o, numărul 8. Chiar e super, doar că e exact aici
Și probabil o să mai stea lumea la taclale. Ia să vedem ce este în partea asta la altă. Ce mai avem noi pe aici? Văd niște scări și o ușă care intră deschisă. What is this? Oh my god! Ce e asta? Asta e sală de cinema. Deci nu cred! Avem sală de cinema! Oh my god! Trebuie să mă pun pe unul dintre... Ah! Voiam să zic fotolii, dar de fapt sunt niște canapeluțe de două persoane. Confortabile! Vai, cât de frumos! Ia să vedem. Peisaj divin. Poți să dormi aici? Pot să dorm aici, pentru că îmi place maxim. Maxim. Vai, cât de frumos e. Vai, cât de frumos e aici. Ia, ce mai avem aici? Oh, avem și un joc. Și ce e asta? Oh. Ia. Poker! Dacă vrei să te joci poker, e bine. Am găsit eu jocul. Mai avem, și niște puzzle-uri. Și încă un... Da, două puzzle-uri. Am crezut că e joc, dar de fapt e puzzle. Ok. Cât de tare! Oh, ați văzut ce fel e lumina? Hai să vă arăt. Hai să vă mai arăt o dată. Deschid. Așa, și acum o închid, da? Începe filmul. Oh! S-a terminat! S-a terminat! Cât de tare e asta! Oh my god! Mai sunt niște scări sus. Ia să vedem ce mai e pe aici. Doamne! Doamne, ferește, cât de tare! Așa. Ia să vedem. Încă o cameră. Doamne, ce cameră e asta? Camera numărul 9! Oh my god! E o cameră cu două paturi. Ok. Două paturi destul de mari? Cine ar vrea să doarmă? Așa? Nu știu. Bun, e o cameră cu două paturi, noptiere. Un scaunel pe care am zis eu că îl fur, da? Uite că am de unde alege. Și aici? Oh, aici e un loc de depozitare. N-am nicio... Doamne, nu, stați așa să deschid... Oh, am reușit. Oh, ce m-am speriat! Că este cuvată. Ce m-am speriat, am pus mâna și nu înțelegeam de ce este așa... moale. Ok, nu-mi place aici. Închidem. Și încă o cameră, camera numărul 10, camera numărul 10, cu două paturi. Și baia? Unde e baia dacă avem două paturi și o oglindă? Deschide și noi lumina, nu? Așa arată camera. Uite și baia. E baie din aia la comun. Oh, și cu cadă. Nu-mi place. Nu-mi plac băile cu cadă. Absolut deloc, pentru că nu-mi place cada de aici. Nu știu dacă vă puteți închipui cât de mare a fost viloiul în care am locuit timp de 5 zile, atât de mare încât m-am rătăcit. Și am omis să vă arăt camera numărul 5. Norocul meu este că am tras catre, așa că iată camera numărul 5, dragii mei. De cum vine toată la semana. Noaptea. Mâncăm, ne delectăm cu un pico. Pico de gailo. De gailo. Pantera, come back and tell me what's the name. Wow. Pantera, say for you too. What is this? Sure. What is this? The name. ¿Qué está de name? Piquito de gallo.
Piquito de gallo. Wow. Master Chef Pantera. We have two Master Chefs. Master Chef Pantera and Master Chef Miguel. Wow. Yeah. What are you going to cook there? Oye, what's the name for the dish? Que se llama Viamel. The dish? What's dish, the name? The whole thing? Really, we don't have the name. You have to say something, say like something nice for the camera. Oh, yeah. It's, I'm cooking like... It's a quesadillas. Okay. Oh! Okay. Some... beef with the food, the tacos inside the quesadilla. And in Spanish, what's the name for the water? Tacos de carne. Tacos de carne. O quesadillas de carne. Nice. Hey, amigos. Pero solo está diciendo casi nada. Quesadilla mexicana. She's like saying a million words, but not saying anything. Let's see, Master Chef. Oh. Master Chef Miguel. Okay, you think it's a weak play? 6, 7, 8, 9. Oh, me. 9. I got a break there. And Miguel's got 2 sheep. Am încheiat seara jucându-ne Catan și cam asta a fost pentru prima zi, dragii mei. Urmăriți-mă în continuare! Bye!